Când te mai tunzi? Am o situație de care nu știu dacă să vă spun sau nu, pentru că tu sigur nu ai problema asta. Eu am o relație foarte apropiată cu frizerul meu și acum sunt într-o dilemă pentru că frizerul meu și-a schimbat locația, s-a dus la alt salon care e mai departe de casa mea și acum nu știu dacă să mă duc în continuare la el, prietenul meu frizerul, și să bat mai mult drum sau să merg la același salon, dar să trebuiască să mă împrietenesc din nou cu un frizer, ceea ce nu este chiar atât de simplu. Pentru că, uite-te la mine, cât de ușor pot să-mi fac eu prieteni. Dar, în fine, nu despre asta este vorba. Mulțumesc de întrebare. E vreun frizer italian? Nu. Nu, e din Bacău. Dar nu, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Autocritica, un podcast despre, în care vorbim, în ciuda tuturor aparențelor, despre mașini. Nu de tuns. În fine. Încă. Dar când o să rămâne fără parteneri, o să vorbim și despre da. În fine, băiatul care tocmai a vorbit despre frizerul lui, deși pare că ar fi un fel de David Beckham așa după înfățișare, este Andrei Știrbu din Botoșani. Stai că de tine n-am zis încă nimic. Așteaptă. Iar în dreapta mea este celălalt coleg al podcastului, Cornel Ciocariciu, despre care nu am cum să fac niciun fel de glumă, pentru că e din Buzău și, practic, acolo s-au terminat toate glumele vieții lui. Mergem mai departe și povestim, la fel ca în fiecare emisiune, despre ce s-a întâmplat în lumea auto în ultimele 7-14 zile, de fapt. Nu înainte de ale... Stai un pic. Iar da. Te grăbești și după aia îmi cer bani și zici, domne, dar și eu zic n-am, pentru că n-am apucat să rămâns pe partenerii de la Server Config, cei care susțin această emisiune. Și tu zici, da, dar eu am fost totuși la emisiune, de ce nu mă plătești, meșter? Și eu zic, băi, Știrbule, pe bune, dar am vrut să te plătesc, dar nu m-ai lăsat să vorbesc despre oamenii ăștia, despre Server Config din serverconfig.ro, da? Care ți-a dat implicit acest laptop de pe care tu citești acum și... Trebuie să știe lumea că dacă cumva Știrbu o să aibă probleme de vorbire în această emisiune, este din cauza faptului că i s-a închis acest laptop, nu și-a adus încărcătorul cu el. Da, i s-a închis laptopul, dar are autonomie multă și bună, dar el e speriat și când nu are laptop, nu știe să el citește tot ce zice, practic. Apoi cumva nu știu să vorbesc. Practic, oricum e de la perciuni. Da. Așadar, bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Autocritica, în care ne vom abține cu greu să... Nu amintim despre ce se întâmplă în jurul, în nordul țării, ca să zic așa, din cauza unui imbecil, dar... Ce nu sunt eu? Man, nu. nu e Andrei din Botoșani? E prima dată când se întâmplă ceva în nordul țării și din cauza unui imbecil și nu ești tu. Așa. Dar să sperăm că putem să trecem peste momentele astea într-un fel sau altul și să ajungem să discutăm mai relaxați despre mașini și despre toate subiectele care ni se întâmplă și se învârt în jurul nostru. De acum înainte, scuzați-mă, serverconfig.ro. Acolo găsiți laptopuri, stații grafice, servere și orice fel de scule dedicate profesioniștilor din viața voastră. Adică celor care trebuie să aibă, care au nevoie de calculatoare de performanță. Cum o lăpești mă pe asta? Încerca să-l scoți din prins să-l bagă. Că n-are buton. Ce? Stai că îmi faci asta. Nu mai frică, să nu mai frești telefonul, să nu mai trântești. M-am emoționat. Că îi pui purici. M-am emoționat. Că trebuie să... Da, știi cum e? Nu poți să faci un podcast în care să râzi fără să aduci aminte despre imbecilul ăla. Și atunci... Da. Asta e. Pe de altă parte trebuie să încercăm să ne facem datoria pe care am făcut-o și până acum. Mm-hmm. Și anume de a aduce știrile auto într-un mod... cât mai light, da. Ca să nu spun profesionist. Că vorba. Și să vă folosiți de podcastul ăsta tocmai ca să uitați pentru o oră jumate sau 40 de minute în funcție de cât mă ține bateria la laptop. 40 de minute niciodată, știm bine, da? Despre ce s-a mai întâmplat în lumea automobilului. Dar, înainte de asta, trebuie să spunem că Autocritica a plinit un an. Da. Nu o să cântăm pentru că o să vă strigăm urechile, dar la mulți ani. Atât pot. La mulți ani. La mulți ani. Nouă și la mulți ani colegilor care nu sunt aici. Puteam să mâncăm un tort în timp ce făceam acest podcast? Puteam să mâncăm desert? Nu, că eu nu pot să mănânc. Puteam.
Tu ai probleme cu... Ui, da, adevărat că da. Că el nu știe că nu mănâncă. Are grijă la... Păi da, dar nu, că nu mănânce ceva, dacă nu pot să mănânce, e o noutate. Păi da, nu pot să mănânc, că mi-auto-mi impun lucrul ăsta, să nu mănânc dulciuri. The curious case. Ai o problemă? Da. Ești la keto? Sunt la opusul a ce înseamnă că keto. Din lateral oricum nu te vezi. Vrei să nu te vezi nici din față sau care e faza? Exact. De-aia am făcut niște stop cadru data trecută. Un stop cadru. Da, da, am făcut. Există pe, în magazine de aplicații, atât pe iOS cât și pe Android, un joc se numește Stickman. Este inspirat de inspirat din viața și din viața și opera literară a lui Șocariciu. Da. Da, bine atunci. Dar băi, mâncam eu cu stai niște. Da, asta era problema. Ai, uite, de, da, mă, la noi. Lăsați aici, ce crezi mereu la... că e vorba de tine? Dar nu, dar lăsați frimituri la băiatul ăsta pe masă. Și nu e frumos. Nu există, da, stai niște. Nu, mănânc de pe jos, dacă îmi dai tort. Nu concep. Nu se pune problema. Cred că nu este, nu conștientizez capacitatea noastră. Am înțeles, nu o să mă pun niciodată între voi și o bucată de amandină ceva, nu? Niciodată. Pentru binele meu. Pentru că din lateral oricum nu se vede că e cineva între noi. Asta odată. Mă, cum vă simțiți după un an? Bă, eu sunt foarte fericit, cu excepția imbecilului ăla din Rusia, dar... Ne-a stricat petrecerea un pic, dar în final. În rest sunt foarte, 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 foarte fericit și entuziasmat de ce facem aici și mi se pare că... Acum eu vorbesc despre proiectul nostru, știi cum e și e... O să pară că vorbesc eu despre proiectul nostru, știi? Dar eu zic cum sunt, adică pur și simplu sunt happy că facem asta. Și mă bucur de toți cei care se bucură că noi facem asta la rândul lor. Care intră, citesc altfel, văd altfel lucrurile. Când, când ai trimis bilanțul ăla după primul an. Ăsta. Da, ăsta. Mi-am încărcat bateriile instantaneu, așa ca după... Eu sunt oricum obosit. Așa, asta e natura mea. Obosit. Dar pentru 5 minute am simțit că pot să fac orice. Da. Bă, uite, atât cu repede, dar... Apropo de emisiunea asta... Mai arată eu dată ăla, că poate ești remedie. Apropo de emisiunea asta, a văzut că are în medie 3.900, parcă erau? Nu mai știu. 4.000 de... 3.900, da. 4.000 de cititori, am vrut să zic. De vizualizări pe ediție, având în vedere că e un podcast de nișă în care vorbim despre mașini și puțină lume să uite la așa ceva la noi. Încercăm să vorbim și despre mașini. Mă rog, da. Ar trebui să avem mai mult, tocmai pentru că vorbim despre mașini, dar de fapt nu se întâmplă niciodată asta. Da, e minunat, la fel cum le mulțumim și fanilor, prietenilor de pe Facebook, la fel cum le mulțumim celor care intră pe site și newsletter. Au, da, și newsletter. Abonați, okay, nu știu, la newsletter, sunt 1000 și ceva și acolo, vreo 24.000 de prieteni pe Facebook. Șocariciu unul singur, că n-am văzut cum să fie mai mult decât atât. Adică nici măcar nu încearcă, după cum ați auzit în rândurile anterioare. Da, ca să cheiem intro-ul ăsta, spunem la mulți ani nouă și mulțumim vouă, pentru că practic pentru voi facem asta și ne bucurăm să vedem că feedback-ul este încurajator. Acum zic să trecem să vorbim totuși, știri cu mașini, că... Da. Păi hai că încep eu așa, iau eu brusc, așa. Încep eu brusc și vă spun că săptămâna asta am văzut live conceptul Bigster. Oh, da. Deci a adus Dacia conceptul Bigster, conceptul unui SUV care va fi lansat în următorii 2-3 ani. SUV compact, nu? Adică mai mare decât... Bă, da, ideea e că e, acum conceptele se încep să dilueze odată cu electrice și nu mai știi care cum sunt, dar ca să păstrăm ordine numerele pe tricou, e un concept, va fi... Fapt, anunță un SUV mai mare decât Duster, ca să fie clar pentru toată lumea, de dimensiunea lui Qashqai, Kadjar, care nu va mai exista, pentru că o să ne zică imediat și-o probabil de ce. De ce? Poate că da, poate că nu. Asta a fost și a văzut o anumită mașină, dar poți să-i zici numele. Da, de fapt, da, normal că se știe că în 8 martie apare Austral. În 8 martie apare Austral. Renault Austral, iar și-o a fost, l-a văzut, nu poate să zică nimic. Dar n-am voie, da, exact, n-am voie să spun nimic despre el, da? Nu poate să ne arate poze, nu poate să zică nimica, deci e practic
inutil. Cam asta ar fi, prieteni. La cât e mulțumim de slab, la fel e de inutil. Dovada clară a faptului că e inutil. Deci, mulțumim, Ulșo, da, e bine. Deci omul s-a dus până în Franța, a văzut mașina și în 8 martie pe autocritica.ro să vă povestească ce vrea Renault Austral despre, de la viața noastră. Până atunci zi-mi tu ce ai văzut. Până atunci Bigster, am apucat să vorbesc cu bossul Dacia despre ce vrea Bigster de la viața noastră. Și am aflat în următorul fel. 1. Va fi cel mai ieftin SUV compact de pe piață. Nu există, domnule. Aștepta, da. Nu există, domnule, așa ceva. 2. Designul final al mașinii de serie va fi foarte asemănător de, cu conceptul ăsta, cu excepția luminilor de pe grilă. Și a jantelor. Lumina de pe grilă n-au voie. Nu e voie să apară. Că și la X6 de ce se poate? Ce? Și la X6 de ce se poate? Probabil să-ți fac altfel de lumini. Și la EQC de ce se poate? Și băi, deci seria 8, e probabil în lege, știi? Probabil că scrie în lege. Dacia nu are voie să dacă da, exact. Deci n-ai voie să pui lumini în grilă dacă te numești Dacia Bigster. Deci nu-i voie, tată. În rest, restul pot. Da? Lasă-mă, că puteți să ne lipsim de alea. Dacă arată mașina aia, da. 80% din cât arată conceptul, mă declar. Oricum, deci la ăștia, la BMW și la ăștia, au intrat cu tupeu de aia. Au pus ce o să ne fac. Da, ce o să ne fac? A dat două flash. Pac, pac. Da. S-a făcut că nu știau, mă, știi? Exact. Bă, nu știu, dacă, nu știu, dacă domnule, o să-i deranjeze, o să ne spună. Bă, scoateți aia. Dar nu, în design l-am oprit aici, domne, dar e și lumina atât de puternică că bate acolo. Dă un far direct. Bate în tablă acolo, în fine. Așa, și am mai aflat niște lucruri despre care citiți pe autocritica.ro într-un interviu exclusiv pe care l-am făcut cu Mihai Bordanu. Country manager sau head, country head, head cum îi zic da, ei, country head. Dacia în România și managerul Dacia pe Southeastern Europe. Adică Europa de Sud-Est. Da. N-a putut să-mi spună multe, că n-a vorbit de un concept, ci în mod normal nu prea să vorbește despre multe detalii când vine vorba de concepte, dar cât a putut să-mi zică, mi-a zis. Cât am putut eu să storc de la el. Da. Până venit poliția. Dar cam astea sunt informațiile, importante. În rest, sunt informații pe care le știm. Că nu va mai avea benzină, asta se știa dinainte. Diesel, adică. Diesel. Nu va avea... Fuck! Vai leu! Deci nu va mai avea diesel... Da, la cât costă benzina și la cât va costa peste 2-3 ani, probabil că nu va mai avea nici benzină. În fine, nu, va avea doar motorizări pe benzină și hibride. Vedem ce fel de hibrid în momentul... Dar zine, domnule, de interior, eu vreau să văd interiorul. Bă, am văzut aia cu interiorul, frate. Deci mașina, deci e un concept care nu e funcțional. Da. N-are suspensii, n-are nimic. Eu vreau să văd interior. Deci nu e funcțional, nu merge. Cred că îl mișcă băieții. Cu telecomandă, mă. Deci doar e un concept care anunță o linie de design. Odată exact. Un model și doi, o linie de design pe care probabil va apărea și pe alte modele Dacia. Da? Bun. Mai ales că e conceptul care aduce asta, nou logo Dacia, noile linii Dacia, noua identitate. Nouă, de marcă, inclusiv culoarea, nouă culoarea. Exact. Da, dar nu cred că va fi mată, în fine. Va fi remată. Cum am ajuns să stai, că am uitat. Mi-am uitat, am pierdut șirul. Că nu va avea diesel acolo. Nu va avea diesel. A rămas la interior. La interior, da, așa. Și toată lumea a întrebat, da, domne, dar interiorul se vede? Și am făcut o imagine, deci Ciprian, da, fotograful nostru, a tras o imagine prin geamul lateral și cu interiorul. Pare că e cumva în linia exteriorului, deci e posibil să vedem parte din ce e acolo în imaginea asta. Da, interiorul ăla chiar e mock-up. Adică e mock-up, dar totul e mock-up. Știu că totul e mock-up, dar inclusiv interiorul. Nu-i funcțion, mock-up cu P, ca să știți. Nu da. Opel mock-up. Nu, și nu-i nici mocăciune, că asta era. Dar sper să fie asemănător, pentru că mie mi se pare un interior simplu și pe conceptual, așa ca pe stilul Dacia, știi? Pentru că sunt convins că pe măsură ce conceptul ăsta se îndreaptă către linia de producție, o să... Vedem bine mersi și interiorul atunci când oamenii îl vor fi terminat. N-ar rost să ne grăbim. Dacă ei nu au vrut încă să ne arate, înseamnă că... Nu, că, na, nu se e, poate. Na. Da. Na. Da. 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 Aici, da. Să și lucrează, dar să și... Și la nivel tehnologic, mi s-a spus că vom avea tehnologii de-astea. Hibride. De propulsie hibride. Și vor fi din ce în ce mai multe, deci... A, e, trece și Dacia la nivelul următor. O plug-in hibrid? N-am reușit să aflu unde se va face mașina. Nu am reușit exact să aflu ce preț are, dar oamenii zic că încă nu știu nici ei, cumva normal. N-am reușit să
de fapt n-am întrebat, că am avut timp limitat, dacă va avea Android Automotive, cum au noile modele Renault. Știi că Renault Megane... A gândit-o bine, mă, a dat-o... Renault Megane are sistemul multimedia făcut de Google, da? Și e foarte mișto, pentru că Google Maps, practic, este... E navigația mașinii. Exact. Da? Și e posibil ca dacă Renault a pus, să pună și Dacia, că așa e nu familie. Nu e exclus, da. Nu, încă nu e exclus, e foarte probabil din punctul meu de vedere. Dar n-am întrebat asta și acum cred că va trebui să întreb cu o proximă ocazie. La proxima fermata. Și cam asta e. În rest, arată foarte bine. Deci dacă omul zice că mașina de serie va fi foarte asemănătoare cu asta, jos pălăria, să vină. Chiar dacă foarte asemănătoare cu asta, înseamnă că na, elementele de concept nu vor putea fi puse acolo, dar per total va fi foarte... E foarte lungă, nu pare asta. Când ești lângă ea, în schimb, vezi asta. E foarte mult mai alura de profil, da? E mult mai lungă decât ce vezi okay. normal pe un SUV compact. Probabil că o să aibă 7 locuri pe de altă parte. Păi asta v-am să întreb. Deci este cumva ca dimensiuni, trebuie să-ți imaginezi că e cam cât un... Tiguan All Space. Kodiaq. Da, același. Știi? Da. Doar că nu e atât de butucănos, cum să zic, atât de voluminos. Pare mai sleek așa. Ok. În fine. Cam asta e. Să vezi dar, ce să bată acolo să în segmentul ăla. Succes. Băi, e cel mai, deci este segmentul în care se vând cele mai multe SUV-uri. 2,35 de milioane s-au vândut între. Deci din 2,35 de milioane, imaginează-ți următorul lucru. Segmentele în care prezentă Dacia, da? Dacia vinde cel mai mult în Europa. Da. Adică Sandero e cel mai vândut model din segmentul B și nu numai că în ianuarie a fost cel mai vândut model din toate segmentele. Din toate segmentele, da. Urma să zic deci asta. E cel mai vândut model din Europa, fratele meu. A bătut Golful! Duster. Duster este cel mai vândut SUV, subcompact, adică segment B din Europa. Da. Și cumva, mergând pe linia asta, ar trebui ca... Cred că e costeluță la Duster. Nu e. În ianuarie a fost cel mai vândut. A, în ianuarie. Sub okay. el a fost Opel Mokka. M-am uitat. Păi, da, Peugeot 2008 nu a fost. A fost Eu ți-am spus că m-am uitat în rezultate acolo, deci nu... Păi nu, e Peugeot 2008, e primul, cel mai mic SUV. Despre ce vorbim? Eu am un deja vu, simți? Discuția asta cu... Despre SUV de segment B. Deci eu m-am uitat în rezultate. Avem. Păi și eu m-am uitat. avem Dacia Duster și apoi Opel Mokka, la diferență de câteva sute. Păi da, și înaintea lor e Peugeot 2008. Nu cred. Ba da. Pe ce loc? Al treilea general. E Dacia Sandero, deci, Peugeot 208, bă, Peugeot 2008. Dacia Duster este unul de cele mai vândute SUV-uri din segmentul B, dacă tu zici, am încredere. Și drept urmare, concluzionând, da? Bigster ar trebui să fie unul dintre, dacă nu cel mai vândut, unul dintre cele mai vândute în segmentul C, care e cel mai voluminos. Da. Asta înseamnă că se vor vinde foarte multe exemplare. Tu dai seama că or să da? Plângă proprietarii de Tiguan în palme. Dom'le, mi-am luat Tiguan. După ce să vină, mă, Bigster? Bă, probabil va fi la aproape jumătate preț, ce să zic. Cumva. De ce să, da. Nu, dar... Va fi o Dacia. De ce să plângă proprietarii de Tiguan că nu și-au luat două Bigster? Va fi cel mai motivele și le aleg, adică. Va fi cel mai accesibil SUV din segmentul C, dar în același timp cea mai scumpă Dacia făcută vreodată. Cumva de așteptat. Exact. Deci ar trebui să fie cea mai puternică, abia aștept să facem motorizări pun pe ea, dar până atunci e cu dus întors, că așa e la Dacia, ca să iasă mai ieftin. Că dacă e doar dus. Că tot am vorbit de, în fine, Europa și Europa, da. Cea din Europa, Kia EV6. A fost aleasă mașina anului în Europa. Bravo, bă, bravo. Felicitări. Practic, mai avem ceva de spus despre asta? Că practic, da, practic mașina lui Meșter a ieșit pe locul al treilea. Nu. Greșit. În primul rând... Uite-l cum îți decește. În primul rând... Așa. Primul rând, nu. Faptul că EV6 e pe primul loc, adică o mașină făcută pe aceeași platformă, e ca și cum ar fi... E ca al meu, mă. Da, mă, e ca al tău, e dar... E ca fiul meu, mă, practic, așa, da? Că-s frați. Dacă-s frați, da, așa, bun. Nu sunt eu tatăl lor, dar ei sunt frați, în fine. În al doilea rând... Nu-ți pas. Nu. Asta e mai important, că nu-i pas. Bă, în al doilea rând... Între ele a intrat Renault Megane, electric.
o mașină foarte ok. Am testat-o, aveți testul pe autocritica, citiți-l. Chiar e mișto, chiar e mișto, chiar e mișto. Dar nu văd cum s-a făcut diferențierea între EV6 și Ioniq. Fiind aceeași mașină, practic îți place mai mult ca design sau ceva atât. Sunt detalii mici care diferă. Și am văzut lucrul ăsta, că au, de la începutul anului s-au mai dat niște premii de genul, mă rog, nu atât de importante. Și la fel, Kia EV6 a tot bătut Ioniq 5. Și nu, adică nu înțeleg, bine, că nu? Doar practic e fix aceeași mașină. E o chestiune de plăcere, de că nici prețurile nu preferința diferă. Preferința design-ului, probabil, pentru că, repet, la nivel de detalii, da, Ioniq 5 și EV6 sunt aproape asemănătoare. Nu zic identice, pentru că nu sunt identice. Au niște diferențe. Da. Ioniq e mai lung cu 10 cm, are portbagaj mai mare, interior mai mare, deci. Și EV6 are interiorul mai clasic, mai spre o mașină normală decât Ioniq 5. Poate unora le place asta mai mult. Habar n-am. În calitate de om care le-a condus pe amândouă, pot spune că există diferențe substanțiale în feeling, dacă vreți să-l numești așa, între cele două, chiar dacă, da, platforma este aceeași, beneficiile până la urmă sunt aceleași, da, electrice, da. Dar cum te simți într-una, cum te simți într-alta, asta diferă foarte mult. Două mașini diferite, da. Da, deci, nu știu dacă... Dar din ce perspectivă? S-a dat pe feeling, nu? Să înțeleg? Din perspectiva calității percepute și a spațiului, astea sunt primele două pe care le-am simțit. În Ioniq... Da, și da, ținută de drum, înțeleg că EV6 e mai sportiv decât Ioniq. Da, da. Asta e posibil mai ca pe, și asta să conteze. Da, e mai pe domoleală capul jurnaliștilor, pentru că jurnaliștii, în general... Da, ai testat... De altfel, în fine, de altfel, oameni... culturali. Adică nu suntem chiar așa. Artiști. Pe de altă parte, dacă avem o pedală de accelerație și un volan... O ce? O pedală de accelerație. Efectiv, n-am înțeles ce a zis. Deocamdată conducem mașinile din pedală, o să vedem în ce direcție se folosește și partea asta. Da, oricum felicitări EV6, adică, da, repet, la nivel de evoluție, și tot spunem asta de ceva vreme în acest podcast, Hyundai Kia, grupul Hyundai Kia, jos pălăria, este unul dintre constructorii care au evoluat cel mai mult în ultimii 10-15 ani, și fără discuție. Fii atent, că se pare că e abia începutul, dacă, mă rog, începutul nu știu ce, dar au pășit în era electrică strong, ca să zic așa. Pentru că au anunțat acum că au planuri mari. Da. Da. Bine, toată lumea anunță că are planuri mari, dar având în vedere ce au făcut... chiar îi crezi. Da. Băi, da. Având în vedere ce au făcut în ultimii 5 ani, da, să luăm cu toate că putem să ne ducem și mai departe în trecut, dar având în vedere rezultatele astea, produsele astea, faptul că au spus că au planuri mari, ne-a făcut să ciulim urechea. Deci cum? Puteți să repetați, vă rog? Câte? Tu câte? Știi parcă câte? Mai multe detalii. Știu în mare că au zis că vor lansa câte două electrice în fiecare... în fiecare an până în 2027. Începând cu 2023. Da. Deci asta înseamnă... Kia sau Hyundai sau ambele? Grup. Deci, pac, mă, înseamnă deci 4 mode... 2023, 2024, 2025, 2026... Așa, bun. Eu chiar trebuie să număr pe degete. Așa, deci în 5 ani, câte o mașină nouă de la fiecare brand, o mașină electrică nouă de la fiecare brand. Înseamnă că pun la treabă platforma aia, EGMP sau cum se cheamă, nu? Electric Global Modular Platform, whatever. Ma. Deci o să scoată. Nu că te pricepi, bro. Știi tu să numeri, dar de pricepul la mașină. Da. Ții, pleci, nu? A trebuit să faci mai desă. Așa. Da. Bravo. Încă o dată. Da, e bine că se întâmplă asta. Felicitări. Și mă bucur că nu, adică chiar dacă Kia și Hyundai au evoluat foarte mult la nivel de calitate percepută, cum ai zis tu, foarte mult, foarte mult. În 15 ani nu se pune problema. Și chiar dacă, așa cum am scris, apropo, am scris un prim episod din experiența mea cu mașina proprie. Ăla pe care nu l-am citit. Ioniq 5, ăla pe care nu l-am citit. Da, nu știi, că e plictisitor. Așa. Eu citesc că s-o obligă. Nu-l citiți, deci nu-l citiți pe autocritica, pentru că e foarte plictisitor. Deci nu intrați să citiți cumva. Pe ăsta nu. Citiți, aveți alte subiecte mult mai faine pe site. E foarte plictisitor, e cu cifre. Vă spun cât a costat, primele două luni. A făcut tabel. Cu tabele, cu cifre. Adică ai documentat prima...
primele câte luni? Și aici de da, mă, a zis ce a făcut, ce a făcut el cu mașina. Deci primele două luni, practic, din viața unui proprietar de electric, având în vedere că cum am cumpărat-o, cum am făcut actele pentru Rabla Plus. Apropo, dacă aveți de gând să faceți așa și vi se pare că trebuie să pui acte pentru Rabla Plus și e o chestie super complicată, intrați acolo că v-am scris cine poate să vă ajute. I-am găsit pe unii impecabili. Bun. Ce am făcut după aia cu mașina, după ce am luat-o, cât a costat asigurarea, casco, RCA, cât costă încărcarea acasă, că până acum... Ce contract ai? Contract de la bun? Bă, nu știu, cred că am până în vară contractul ăștia, după care se schimbă. Adică în momentul ăsta, da, am un preț foarte bun la kilowattoră față de ce am auzit că în jur, 70 de bani sau ceva. Dar ce m-am prins, acum așa, spoiler alert, ce m-am prins este faptul că, având în vedere că are autonomie destul de mare, are anunțat oficial 430, e versiunea cu două motoare, 306 cai, baterie mare, deci are 431, 430 de kilometri autonomie și în timpul iernii, când e frig, climatizare, așa, ianuarie-februarie, practic, mă rog, n-a fost foarte frig, dar atât a fost, autonomia e undeva la 320-330, deci cu 100 de kilometri mai puțin. Da. Nu e la jumate, cum zic alții, cum zic unii, că zic unii, băi, la jumate, nu e. Dar mai lasă-ne, bă, ai stat fără căldură, lasă-mă, că știm noi cum mergi. Adică undeva la un sfert scade din autonomie, pe bune, mers normal, pe DN, pe cum vrei tu să iei. Știi? Mergi normal. Pentru ce alte cifre, autocritica. Da, deci, practic, articolul ăsta... Căutați Ioniq 5, că vă găsiți articolul. Articolul ăsta este plictisitor pentru unii, dar va fi util pentru alții. Deci, pentru cei care își cumpără mașini. Exact, și cei care vor să-și ia... Da. Dar au fost unii care au zis, care mi-au comentat pe acolo, au zis că e nasoală mașina electrică, na, fiecare și ia ce vrea. Eu asta am și scris în testul ăla, că mașini electrice, am concluzionat asta și cu Alex Cereme, când a fost invitat la podcastul ăsta, de fapt. Mașini electrice în momentul ăsta, nu, adică cum să, sunt doar alternativă la diesel și la benzină, nu oricine poate să-și cumpere mașină electrică acum. Că nu e pentru, e pentru un anumit tip de client, dacă vrei. Ideal e să poți să o încarci. Să ai unde să o încarci. Chit că e la birou, în timpul zilei sau acasă. Deci dacă ai una dintre astea două, poți să-ți iei mașină electrică astăzi fără discuție și fără probleme. Dacă n-ai, e problematic, mai așteaptă puțin. Cam da, mă, și să nu mai faci tu București, Viena în jumătate de zi. Mai avem ceva de spus. Cu Tico. Că tot am spus eu de EGMP și așa. În final de la G-Unit de la Hyundai Motors, da, concernul Motors, care conține ambele branduri, Hyundai și Kia. Hyundai va lansa o nouă platformă pentru electrice în 2025, care se cheamă IMA, Integrated Modular Architecture. Architecture. Așa. Și da, și asta se va întâmpla. Și pe IMA... Dar ce face? Ce o să facă pe aceea? Stai așa. O să facă... Unele dintre mașinile alea pe care au anunțat că le lăsă. Și practic renunță la AGMP? Alo. Nu. Nu, cum să renunță? Cum adică? Va reprezenta o evoluție a lui EGMP. Da. De ce n-ai mai stat, mă, 2-3 ani? Dar peste 2-3 ani am cumpărat-o acum, care ar fi problema. Dacă cum se uită lumea după ea pe stradă, cred că o vând oricând, acum, cu mai mult decât am luat-o, e ok. Mai ales că trebuie să aștepți un an după mașinile astea acum. Da, deci anunță o nouă platformă care, de fapt, e evoluția platformei actuale. Da. Și o să fie... Băi, apropo, e o discuție serioasă aici. Dacă ne place de sau evoluția, nu, pentru că se schimbă un pic modul în care te raportezi la mașinile care îți vin acum, astea electrice mai ales. Astea se updatează mult mai des decât celelalte. Deci la diesel benzină mai venea câte o motorizare din când în când, așa, dar facelift sau ceva, o schimbare adâncă, venea odată la 3 ani. Când venea, da. 3 ani, facelift, după 3 ani, încă 3 ani, 4 ani, altă generație, cam asta era. La electrice nu e așa. La electrice se întâmplă update-uri foarte, foarte des. De exemplu, în cazul lui Ioniq 5. Hai zi. În cazul lui Ioniq 5, eu am cumpărat baterie de 72,6 kWh, iar acum au anunțat că dacă îți faci comandă, vine baterie mai mare, undeva la 77-78 kWh.
Da? Okay. E un 10% în plus, mă rog, maxim 10% în plus, brut, capacitate brută. 8%, cam așa. Plus, în plus, baterie, în plus autonomie, evident. Și, dar n-ai cum să te superi, sau n-ai cum să spui cum a fost asta. E o evoluție a platformei. Foarte bine că evoluează. Încă o dovadă a faptului că ăștia se mișcă și nu stau să uite pe pereți. Ceea ce e minunat, știi? Dar nu doar ei fac asta, ți-am spus, și Renault Megane electric pe care l-am testat în Spania, o mașină care nu seamănă cu niciun Megane de până acum, la niciun capitol, poate doar estetic, la faruri, dacă te uiți. Atât, în rest, n-ai nimic în comun. Și e o mașină foarte evoluată față de ce avea Renault în momentul ăsta în gamă. Pe avea doar Zoe. Nu e mașina perfectă, cum nu e niciuna mașina perfectă, dar e o mașină foarte, foarte evoluată. O să vină și o să poată să fie testată și la noi. Adică vrei să spui că Tesla nu e mașină perfectă? I-a căutat meșter, nu. Dar Tesla nu e mașină, Tesla e altar. Deci ca să intri în Tesla trebuie să faci cruce, bro. Asta e, nu-i cu cod ca la Mach-E, știi, la... Ah, da, mă, da, bă, ce foarte mișto chestia aia. Da. Apropo de Ford, dar ce face Ford? Ce mai face? În două. A murit. A, nu, stai, ce? Se taie în două. Da, marea schismă. Marea schismă, adică... A, da, cu brandul electric. Nu mai e Ford și atât, e Ford... Model E, Model E, ceva de genul ăsta. Da. E-Model. E-Model, E-Model care se ocupă, e divizia care se ocupă de dezvoltarea electricelor și a tuturor elementelor care sunt legate de electric, nu doar mașini, baterii, software. Așa. Da. Și mai e Ford clasic, ca să zicem așa, care se ocupă în continuare de dezvoltarea mașinilor pe benzină, diesel. Să zicem D-Model, da. Da. Păi stai, da. Mustang și alte orătănii dintre astea. Mustang și Raptor și Ranger. Păi bun, și mâri. Brandul sau departamentul, divizia asta nouă, numește cum vrei. E un brand per se? Nu, sau? O să fie o divizie. O să fie o divizie, nu? De dezvoltare, da, cercetare, practic dezvoltare. Practic și-au împărțit oamenii în două. Au mai luat un cui de la... Da. Ăla de nu, comerț. Nu, au mai bătut un cui. Cui, da. Au mai luat un cui, un J. Să zic, adică am mai făcut-o. Da, s-a mai împărțit, s-a împărțit norocul, practic. Dar până, ok, felicitări Ford pentru această... Ai felicitat prea devreme. Trebuia să mai aștepți un pic. De ce? Că doar ce au prezentat Ranger Raptor. Păi asta voiam să zic. Adică felicitări pentru asta, dar hai să revenim la niște chestii pe care poți să pui... Da, absolut. Dar nu înțeleg de ce. Pentru că, în fine... E dinamică până la urmă. E dinamică până la urmă. Dragostea cunoaște foarte multe forme. Zi-mă de ăla. Ce să zic? Ce e ăla? Un pick-up. Ranger, da. Raptor, da. Nu, e un pick-up. Vrei să iei? Pick-up. Da, am o slăbicine pentru Raptor, tunipă am avut. Uite, Dobrescu zice că e pe listă. Nu, nu, bă, băiatule. Deci vrei 6 benzină? În loc de... Da. Da. În loc de BMW-ul ăla pe care îl dați voi cadou, mai bine luați un Ranger Raptor. Vezi benzină care, nu știu, are 280 de cai, ceva de genul ăsta? 288 de cai în Europa. De top. Da, exact. Raptorul anterior era diesel. Da, și asta o să fie diesel. Adică, oamenii au zis în felul următor, vă lansăm V6 benzină 3 litri la cu 288 de cai. Da. Dar fiind utilitară... Acolo nu știu să nu... Nu, cred că e cu impozitele. Nu știu puțin cum e impozit, oricum... Da. Face Dobrescu, știe, mă, păi, dar ăsta și pe... Deci are două stări în viața lui. Unu, prin păduri și doi aici, la butoane. Deci asta e povestea vieții. Prin păduri în off-road, adică nu prin păduri, da, nu, rătăcit. Niciodată în același timp butoane în păduri. Exact. Asta. Da, deci în versiune de top are V6... Da, de 3 litri, 280 de cai, mai puțin decât în alte părți, unde, în fine, guvernul nu se uită la ce scoți pe neavă de eșapament. Dar spunem să rămână și pentru ea 280, oricum, motorul ăla sigur o să fie șmecher. Ce, mă? Domne! Ce? Poți să-ți iei un F-150 Lightning, dacă Lightning de la Lightning. Da, da, acum vorbim totuși electric. De, în fine, acest vicios mod de... Bă, eu vreau doar că de deci să vă rog frumos ăștia care vă luați această mașină, dar vă rog frumos să aveți grijă de ele. Da? Nu fiți animale. Nu, aveți grijă de ele, aveți grijă la tot ce înseamnă întreținere, pentru că o să -și ia Ionescu, mașinistul, mașina asta peste vreo 30 de ani.
Și are numai experiențe nasoale cu proprietarii de mașini. Nu mai vindeți mă mașini ruginite. Vă rog eu frumos, aveți grijă de ele, fraților, pentru domnul austriacul de-aia ai vândut dumneata mașină, i-ai dat-o cu rugină multă. E incredibil. Da, mă, și-a luat ăsta un Jeep Cherokee, ce? Jeep Cherokee. Da, da, nu, ne. Unde e un diesel foarte special. Un V ceva. Da, V6. V6 trebuie să fie. Nu știu ce are. Nu cred că are V8. Da. Nu știu, bă, ce? E unul cu motor de Renault. E ok. Da, dar e rar. Da, dar e motor de Renault de 2, ceva. 2,1, parcă, fără turbo, diesel. Așa era și eu, da, mă, dar e viață în off-road ăla, nu? Așa cu mașină. Da, mă, păi și și-a luat două. Stai. Nu că are două mașini. Are, nu și-a cumpărat două? Ba da, și-a luat două. Și-a luat două, da, două ca să aibă piese pentru primul, dar de fapt al doilea era mai bun decât primul. Da, 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 fix așa. Nu? Da. Mai știi cum e vorba aia, cum ție norocul? Ei bine, el nu are. Man. Dar, până la urmă, mașinistul asta face, povestește despre mașini, deci are motive să povestească despre mașini, cu atât mai mult. Îți dai seama câte episoade face până, până scapă de toată rugină. Urmăriți-l pe mașinistul pe Instagram și Facebook, ne rămâi dator pentru boost-ul de... cititor. Da, exact, oricum urmăritor. Nu a auzit nimeni de tine până acum, mașinistul. Da. Da, zi, mersi. Da. Așa. Bă, oricum, abia aștept să văd în formula finală, pentru că omul ăla cât de... Ce să-l vezi, Palin sau ce? Fii atent ce chestie, mă. Da. Omul ăla... Nu, n-a aburit deloc, mă. Dar nu e al meu, mă. Omul ăla cât de... OCD-ist e. Așa? Cred că o să iasă ceva foarte frumos. Dar, până să termină mașinistul aia... Jeep-ul ăla, cred că o să vedem noi Ranger Raptor ăsta. Când vine? În când următoarele luni. În următoarele luni. Deci cu siguranță o să vedem Raptorul. Raptorul la final de an. Iartă-mă. Tot e bine. Tot e bine. Bine, acum nu știu cât o să stai după el, după ce-l comanzi. Da. Că na. E se întâmplă lucruri. Dar e bine că se dă... În fine, se dă drumul la vânzări, ca să zic așa. Da. Nu te uita la mine, că nu-ți mai spun nimic. Ți-am zis să pui telefonul ăla pe mod avion. Da, al tău e pe mod avion. Radar. Dar de, eu n-am de telefon, de l-am lăsat jos, de când în parcare. Păi da, mă, dar noi n-avem loc, de că ți-ai pus tu... De când, se joacă, de când da? Se joacă, la, de cât să intre la glezne deasupra noastră aici pe hartă, trebuie să stau cu telefonul lângă mine, că asta e... Trebuie să citești ce se mai întâmplă, ce face imbecilul ăla. Mă vezi că... Și tu ai ghiozdanul făcut? Deci, și tu ai ghiozdan nu e nevoie. Ai grijă, dacă meșterul se ridică și pleacă fără să spună nimic, mergem după el repede, că e clar că e joale. Orice ar fi, fugim. Nu despre asta e vorba, doar că sunt dependent de știri, frate. Asta e, sunt jurnalist. Mă, nu contează, e un risc pe care nu-l asumăm. Sunt un jurnalist îndeajuns de imbecil încât să fie dependent de tot ce se întâmplă în jurul lui, așa că trebuie să citesc despre asta implicit într-o emisiune care, din fericire, nu-i live și poți chiar să tai această porție. Dar nu o să dar tai. Dar tu nu o să faci asta. Deci dacă era live, abia ne spuneai și nouă ce s-a întâmplat. Ce mai s-a întâmplat? O emisiune relaxată, am vorbit deja despre mașini o grămadă, putem să o și închidem. Mai avem subiecte? Mai avea câteva. Atunci hai să facem. De exemplu, Cornel o să ne spună cine s-a mai bușit în ultima perioadă la testele Euro. Da, au bușit iar, au dat cu ele de pereți, 5 bucăți. Acum și că tot ai zis tu de Megane, Renault Megane electric, pac, 5 stele. Foarte bine, că la conferința presă, apropo, easter egg sau nu, cum să-i zic. Easter egg, treabă interesantă de care oamenii n-au de unde să știe. Surpriză. Dar testul a avut loc în Spania și la conferința de presă, de presă de obicei când prezintă mașina, ne spun, ok, fac un pic de context, cum a apărut mașina, câte exemplare s-au vândut generația anterioară și tot așa. Niciunul. Păi, că abia s-a lansat. Băi nu, că e Megane 5 în teorie ăsta, care e doar electric. Și merge în paralel cu Megane 4, care e benzină-diesel. Da, deci. Așa. Și au ajuns, vorbesc despre suspensii, despre tehnologie, și au ajuns la siguranță. Și la siguranță au pus doar un slide cu niște icon-uri de alea, vreo 20 și ceva. Și au zis, astea sunt sistemele de siguranță, dacă să vă povestim despre toate, durează mult. ADAS-urile, ok. Da, ADAS, adică durează mult. Așa că mă așteptam cumva să se întâmple acest incident, 5 stele la Euro NCAP pentru Megane. Felicitări. S-au mai liniștit și aia la Renault, că au avut un an 2021 la nivel de Euro NCAP. Un pic monstruos, da? În ce mă, că n-a fost chiar așa rău? Putea și mai rău, e adevărat. Da. Cine mai e? Lexus NX. Lexus NX. Tot 5 stele. Okay. Bifară. NX ăsta fiind un... Cross SUV. Fiind un X
3. X3, da. Da. Mm-hmm. GLC, X3, mm-hmm. acolo. Q5. Polo și Taigo, tot 5 stele. Polo, Taigo. SUV-ul ăla, crossover, de fapt, mă rog. Așa. Da, zi cum vrei. Și seria 2 coupe, care a bifat doar 4. Uai, varum, cum ar zice. Varum! Păi stai, nu, că o am în test acum, deci cum ai zis? Dar ar trebui ca bicicliștii să aibă grijă la tine, nu tu la ei. Ah, ok, păi să fie sănătos. Da, cu bicicliștii au avut... au explicat oamenii de la Euro NCAP că, mă rog, sistemele de siguranță pe care le are se descurcă onorabil, foarte bine, doar că în anumite cazuri complexe cu bicicliști, acolo mai gafează. Și ăla a fost motivul pentru care au 4 stele. Și a luat 4 stele la sisteme de siguranță. Da, la sisteme de siguranță. Și după clasicul Euro NCAP, da. Indiferent dacă mașina e țapără sau nu la impact, da. Dacă iei 4 stele la o capitolă, iei 4 stele la genul. Nu, pe partea de impact... S-a descurcat cum trebuie. Adică nu... Așa că prietenii noștri din Olanda, vă rog să nu cumpărați mașina asta. În rest, Europa... Da. Și țările nordice, da. Ăștia se dau pe bicicletă mult. Asta nu înțeleg. Ce înseamnă situații complexe? Da, în situații complexe cu bicicliști? Păi un biciclist un biciclist biciclind. Ieșinduți biciclindu-ți. Între alte mașini, știi? Ah, ala e un okay. Scenariu. Da. La fel cu un biciclist... Pe virajul la dreapta, un biciclist venind din față, dar tot așa cumva ascuns de mașini, alea au fost cazurile în care a... Bine, oricum, la noi în țară... Vede, la noi în țară... Cinci telebrother, nu știu de cum ai te spun eu, deci... La noi în țară, oricum, depășirea bicicliștilor se face păstrând o distanță de 1,5 metri, lucru de care am văzut că toată lumea ține cont să vadă. Nu, la noi distanța este cât să... Da. Deci să fii la distanță de o mână, de ăla, da. În cazul în care... Ba nu, practic, trebuie să fii la distanță suficient de mare încât să nu îți lovească oglinda, că după aceea trebuie să oprești să-l bați. Tocmai că ai noștri șoferi se gândesc la bicicliști și zic, bă, dacă cumva se dezechilibrează omul, să fie aici la o palmă, să poată să pună mâna, să sprijine. Să sprijine unul. Da, nu, mergi pe lângă el, da, mergi aproape, că în cazul în care se grăbește să se prindă de tine, să-l duci. Sau asta, na, depinde. Da, asta e valabil doar la autobuze. Gesturi frumoase care rămân neobservate, iată. Asta cu prinsul e valabil doar la autobuze. Nu. Mm-hmm. Știi? Da. Doar acolo. Înțeles. Și în general acolo am mai văzut oameni cu skateboard. Deci practic BMW a luat 4 stele și restul 5? Da. Da. Dați nu e chiar așa, nu se e o... Se duce lumea de râpă, cum zicea o vecina bunică. Prietene. Nu e o în capă de țară. Da. Bă, oricum arată super bine. Adică... Cine? BMW seria 2 coupe. Îmi place mult. Da, doar dacă ești biciclist, n-are te uiți cu feliții la el, da. Deși la vână vedere ce înălțime are, e posibil că te lovești din BMW seria 2 să zbor peste, să nu te lovească efectiv. Păi nici asta nu-i bine. Haide, dar nimic nu-i mai convine, mă, nimic. Serios, acum. Băiatul. Că dacă te lovește, nu-i bine. Dacă nu te lovește, iar nu-i bine. Dar mai ții minte că era o vreme când mașinile puteau să poarte pe capotă ori în fine, sigle și așa, ornamente. Scoase în 3D. Da, adică atunci e bine într-un fel. Hai să nu creadă lumea că noi suntem împotriva siguranței, că e bine că mașinile se fac în ce în ce mai sigure. Hai să trecem mai departe. Dar de ce ar crede lumea că suntem împotriva siguranței, știrbule? Pentru că am spus că nimic nu le mai convine de parcă ar fi suficient. Tu obișnuiești de să-ți explici glumele? Sau? Da. Eu având încredere în calitatea glumelor mele, trebuie să le explic tot timpul, mi-e frică. E bine, da. Da. Primul pas spre o viață mai bună e să ai încredere în tine. Da. De-aia o să ajung acolo la un moment dat, dar nu sunt acum. Apropo de chestii care... Să claxonezi când ajungi în față. Apropo de chestii care arată bine. Polestar a prezentat... Da, am crezut că e ce șocariciu. Bă, m-a speriat. A prezentat nouă concept electric. Această cămașă cu tenismeni. Fă-mă poza aici. Pune-mă prim plan aici. Deci a venit o îmbrăcat special ca să-mi încânte mie simțurile, înțelegi? Să-mi dea și mie o zi liberă. Jucător de tenis. Dar du-te mă unde vrei, tu te-am umplit, tu vrei. Auzi? Deci jucător de tenis. Dar nu ești tu pe toți. Tu îi recunoști? Nu, ce pot să spun e că toți sunt vaccinați, că îi văd jucând. Că nu ești vaccinat. Ba, fii acum e așa. Ok. Participă Novak Djokovic. Știre din auto, după cum v-am spus, doar știri din mașini. Djokovic va putea participa la Roland Garros pentru că a scos Franța obligativitatea, cum îi zice, pașaportul, vaccin. Da.
Da? Foarte mișto. Bon. Polestar a prezentat conceptul electric O2. Da. Care e versiunea electrică lui CO2. Așa. Prototipul, spune aici, preia o parte din elementele de design ale conceptului precept. Și anunță un posibil roadster electric de serie și arată absolut demențial. Nu s-a spus ce o să aibă, dacă o să aibă rachete cu care să decoleze sau ceva, așa cum, mă rog, se pare că se așteaptă lumea de la electricele mai sportive. Mai armament. Dar am zis rachete de propulsie, mă, homo, așa. Dar abia aștept să-l văd. Dacă o să arate așa, în realitate, o să fie absolut minunat. Unde să-l vezi? Că nu s-a văzut niciun Polestar în România. Unde să-l vezi? Mai pe la saloane. La ce saloane? Când ești Geneva, nu vezi că nu se mai ține? La, pe la televizor, mă. Na, dacă o să-l văd la televizor. O să-și cumpere, o să-și cumpere unul și îl arată. Exact. Da. Bă, ideea așa, mașina, conceptul, arată fabulos. Deci arată, are liniile alea de targa, cumva, are niște elemente față. Bă, nu de targa. Nu-i caz de targa. Eu dacă mă uit din lateral la el, mă gândesc la Porsche 911 Cabrio. Știi că are chestia asta în spate, așa are... Mai degrabă 918 Spider. 918 arată mai așa. În fine, ideea că arată foarte bine. Dar simplu motiv că îl comparăm cu un Porsche... E o reușită. Bravo, da, Polestar. Sănătate, felicitări. De-abia o aștept să o testez în 2026, da. Când o să apară ea vreodată. Vezi, e fix când se termină, practic, treaba la Hyundai, mm-hmm. leasing alea ce am pe acolo. Vezi, mă, a calculat bine. Sărim pe... Da, mă, calculat bine. Tu știa, te gândeai că el știa, să meargă pe filiera aia, dar uite. El știa, știa. Până atunci poate o să apară Polestar în România. Nu, poate apare și un Polestar 2 în România, să vedem și noi. Exact. Să-l vedem live, să vedem cum arată. Cum dacă merge, în primul rând, dacă se cum funcționează. Da, exact, dacă nu fi mock-up ca la Dacia. Exact. N-avem de unde știi. Da, mă. Și apropo de concepte, fiți atenți. Jeep. A prezentat un proiect, un concept, scuze. Așa. Două imagini. Cu un concept. Viitorul sau model electric, spun ei. Și viitorul lor model electric, spun ei. Și noi îi credem, evident. De altfel, primul Jeep electric. Dacă stai să te gândești că până acum au hibride. Da. Nu știm date tehnice sau ceva de genul ăsta. Avem doar imaginele astea două. Mm-hmm, și culoarea aia galbenă la Opel, așa. Da. Ce vrei să spui? Nimic. Ce? Da. Da, exact. El acum zice că seamănă... O să vezi galbenul ăla. Are legături, pe dedesubt cu celelalte mărci din grupul Stellantis. Exact. Înseamnă că vorbim și de Opel Mokka electric pe aceeași platformă, probabil 136 de cai electric. Bă, știu același... La o singură treabă, mă, dar Fiat, care e la baza tuturor mașinilor, mai scoate-mă ceva. Bă, fii atent, apropo de Fiat. End. Da, Fiat ce a zis? Că au zis și ei că din 2027 o să... Da, a scos ce a scos doar Fiat, mă, o dubă electrică, da. O utilitară. Da, mă, Ulises. Da, e Ulises. E Ulises. Că te să aibă un... E Ulises, e Ulises. E Ulises. Da. E Ulises. Gata. Da. Bă, ești... Da, bine, poți să-ți cumperi Peugeot Traveler, că e aceeași mașină. Deci eu nu pot să-mi dau seama, chiar nu pot să-mi dau seama, doar uitându-mă la mașină, cât de mare este... Renegade. Dar primul lucru la care m-am gândit când m-am uitat la Jeep-ul ăsta a fost Fiat Panda, frate. Apropo de Fiat. Ia da. Da, uite-te acolo în imagine. Bine, Renegade sau... Da, adică... Nu știu, Renegade Compass, dar... Man, primul lucru la care m-am gândit când am văzut mașina asta a fost, în sfârșit, a apărut Jeep-uleț. Că toată lumea zicea, bă, mi-a luat un Jeep-uleț. Așa e. Și ăsta chiar în sfârșit da. A apărut Jeep-ulețul. Da, dar ăsta e mai Jeep-uleț decât Renegade. Man, ăsta e Jeep-uleț. Ăsta e Jeep-uleț, adică se vede după ăla formă. Ăla era Jeep-uleu. După formă, deci după port. Deci da, atunci v-ați luat degeaba de mine. Dacă cu urci mai culoarea aia de Opel. Dacă urci Grand Cherokee, erau deja Jeep-uloaie. Direct, adică nu. Da. Erau, așa, chiar așa erau căpetenii, mă. Da. Da, mulțumesc. Dar îmi place. Jeep, să faci frumos...
Noi așteptăm să vedem primul tău model electric care o să apară mai târziu. A zis de când vrea Șterbu. Nu, dar revenim cu acea glumă deja târșuită mult în acest podcast, în pădure e curent, deci să trăiască Jeep. Deci Jeep-ul nu o să ai nicio problemă cu electrice. Autonomia. Da, cât pentru... e mai multe, cum zicem în Ardeal. Bravo, felicitări, foarte, 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 da. Foarte, foarte, a, foarte. Și mai am încă una. Mai am încă una. Deci fii atent. Ăsta e... Ce mai e, mă? Apropo de glume târșuite, fii atent aici. Joacă pasta. A lovit mașina. Deci acest model este Fata Morgana a iubitorilor de mobilitate, nu alternativă neapărat, dar dacă te uiți la o mașină cu trei roți, ai putea spune că e o mobilitate alternativă, în sensul că nu e o mașină clasică. Vorbesc despre Morgan Super 3. E un nou model de la Morgan, producătorul britanic, care a făcut la începutul secolului ăsta o mașină în trei roți și și-a amintit de ea în 2010 sau bine, în deceniul ăsta și a readus-o în fine, conceptul de mașină pe trei roți l-a readus dar în actualitate. Dar cum e considerată? E mașină sau e triciclu? E asta. Mașină. Pentru că bine că ăștia au voie și Bigster n-are voie cu lumini pe grilă, bă. Ăștia au voie cu trei roți. Vezi, nu ți-am zis că sunt niște roată de rezervare, bă, nu, să zic așa? Bă. Nu ține cu noi, aia e faza. Da. Arbitrul nu ține cu noi. Da. Și mingea chiar n-a fost rotundă în cazul ăsta. Adică despre ce? Mă, ține mai mult cu ei decât deci cu noi. Practic la ăștia le dau voie cu trei roți de alea de motocicletă. Da. Și fără acoperiș, frate. Da, deci nu are acoperiș. Dar asta nu e o chestie nouă. E clar că nu e o mașină pe care să o... Să o iei în Marea Britanie. În primul rând. Da, exact. Dar, de exemplu, în sudul Franței ar merge, sau în Italia, în Italia. De exemplu, așa frumos, te plimbi cu ea duminica, pam, pam, are de motor. Șarfă. Da, la asta cu șarfa am emoții. Castofon. Nu, că dacă ești în Italia cu mașina asta, e șarfa e scumpă, de-aia zice care emoții, că dacă fuge cumva, e nașa, e daună. Are motor nou ăsta. Ce, Adrian? Înainte, înainte avea motor din motocicletă. V2. V-twin, da. Twin, da, da. V-twin. Un V2. Și acum are un model de la... Wu-Tang, yeah, East Side, ok. Și acum are un motor de 1,5 litri, 4 cilindri, 3 cilindri, de la Ford. Nu doar că e de la Ford. E de la Ford Fiesta ST. Pe bune? Da, doar că i-au scos... Ăla vechi. Nu. Ăsta de acu. A, da? Da. Doar că i-au scos turbosuflanta, practic. Adică niște cai. Fiesta este oare 200 de cai, că e 1.5 super alimentat. Ăsta e 1.5 aspirat, 118 cai. Da, dar la cât de chile are? Ar fi suficient pentru o mașină de 635 de chile. Da, 600 de chile. Da. Adică... Și face 107 secunde. Și mai are ceva important. Cutia de la Mazda MX-5. Mm. Cum ar spune englezii, adică music manuală. To my ears. Da. Da, dar nu e orice manual. Da, e acea manuală. Da, bine, mă rog. Nimeni nu-i perfect. Nu poți să le ai pe toate. Nici acoperiș, da, nici patru roți, până exact. La urmă. Na. Dar ce vreau să spun aici? Sutica. O face în 7 secunde. Ceea ce pare un timp mare. Dar eu vă pot spune din experiența proprie că într-o mașină de genul ăsta, bun, poate nu chiar experiența proprie, într-o mașină din asta simți cu totul altcumva orice. Am avut ocazia să merg cu un... Mai ales gen când te lovește unul. E bine, simți că te gândești doar la lucruri bune. Complet da. Diferit totul. E bine că da. tu când te uiți la o mașină, primul lucru la care te gândești este da. Ce... Și reviziile le simți altfel și tot, costurile, tot. Cum se comportă diferit. Când se bușește. Nu, da. Nu neapărat când te bușește, dar când trebuie să schimbi o bucată de caroserie, când trebuie să... Păi nu, că o schimbi cu totul aici. Are puțină, are puțină caroserie. Asta, ai noroc. Da. Deci nu mă faceți griji. Da, prinde 209 km. Bine că nu e autoportantă dintre aia. Deci eu nu pot imagina cum e să mergi cu 200 cu mașina asta. Aia da senzație. Adică cine vrea senzații tari, își ia... Ce? Ai să mergi pe 2 roți, cu 3. Bă, dar se putea să nu spună chestia asta, oare? Ce? Că există motocicliști pe lumea asta? Știi, într-un podcast în care vorbim
Sau încercăm să vorbim despre mașini, Dobrescu, mulțumesc. Păi da, mă, dar Dobrescu, da. Dobrescu e cu ăia de la, cum le zicem, mă, MotoGP-ul nostru. MotoRC, nu? Da. Păi da, e fan acolo, e șeful. Păi da, mă, dar eu spun așa, șeful de, la păi faza. Eu acum am pus întrebarea asta din perspectiva unui șofer, care de obicei merge în cutie. Da. Acum, sunt convins că motocicliștii... Dar știi că mai sunt mașini așa, care sunt de stradă. Era, cum zice... Stai să vezi când află Dobrescu cu ce viteză să învârte pământul în jurul soarelui. Polaris? Slingshot ăla. Da, mă, Polaris. Da. KTM-ul e la fel. Da. Cască și mergi cu 200. Da, mă. Da, mă, ok. Bine, îmi pare... îi pui cască și mergi cu 200, da. Unde da. Ai voie. Să nu fim... și Caterham, dar au patru roți. Îmi pare rău, Dobrescu, că... Da, chiar aia cu Morgan Britannic. Îmi pare rău că sunt impresionat de faptul că e o senzație să mergi cu 200 cu mașina asta. Îmi pare rău, ok? Mă iert. Te rog să mă scuzi tu pe mine, da? Las că ți... Auzi, îi luăm cadou motocicletă cu ataș lui Știrbu când e ziua lui domnul Dobrescu. Da. Ca să simtă și el senzația. Și să mă dai tu cu ea. Zi, zi, zi. Eu cu motocicleta, tu voi faceți ataș. Voi faceți ataș. Aia zic. O remorcuță da. Merge? Am o remorcuță acolo, da. Am zis că e super safe să mergi. Că cu remorca? Cu da. Ce? Ca pe sanie. Să fii tras, exact, să fii tras pe sanie, pe, asta, pe colac de o mașină, așa, da. Acestea fiind spus, având în vedere că discuția a degenerat deja, eu zic să ne luăm la revedere de la cei care ne aștept, nu? Cât mai era ceva? Timp, da. E o expresie... Da, taci, mă, ia, fie. Mai era, voiam să vorbim despre ce am evitat cumva la începutul podcastului. Ce? Ce, ursul din cameră? Da. Ah, ok. Da, e... Bine, cred că l-au supranumit și urs. Din perspectiva auto. Din perspectiva auto, da. Adică am văzut o chestie. Și am notat niște chestii, tocmai pentru că n-am vrut să le uit sau să... Am văzut o chestie și vreau alte... să... Am văzut o chestie și vreau să lămuresc treaba asta. Au scris mulți că mărcile auto s-au retras din Rusia, ceea ce e fals. Nu mai livrează în Rusia. Nu mai livrează, da. Temporar. Da. Sper, e cred. Nu știu, vedem. Habar n-avem. Și avem... Le fac de la cum e ce pomelnic, nu? Păi zici ce s-a întâmplat până acum, da. Vedem ce efecte, ce efecte da. A avut deci, demența de acolo. În Rusia nu mai livrează așa. Volvo, BMW, Aston Martin, Jaguar Land Rover, Ford, GM, Mercedes-Benz. Okay. Deci nu mai livrează temporar. Hyundai a suspendat producția la Sankt Petersburg. Mitsubishi la fel se ia în calcul suspendarea producției la uzina din Rusia. Stellantis... Păi nu că ia în calcul, o să suspende producția, că n-au cu ce să producă mașini, n-au microchipul, nu mai ajunge nimic acolo. Oamenii încă n-au zis că am suspendat-o. Da, deci, ok, ok. O vom, o se va. Așa, Stellantis a făcut un grup de lucru care să evalueze impactul sancțiunilor asupra Rusiei și să monitorizeze situația angajaților din Ucraina. Volkswagen a oprit temporar producția la două fabrici din cauza întârzierii cablurilor care vin din Ucraina. Care nu mai vin din Ucraina. Da, exact, care veneau din Ucraina. Mercedes și BMW, la fel, se așteaptă să reducă ritmul producției tot din cauza că nu mai primesc cabluri din Ucraina și niște specialiști din Germania spun că... Ucraina, mă. Așa? Așa, mă. Păi și ce am zis? Ucraina. Ucraina. Mai, în fine, un mic detaliu. Ba, să mă, că învață oamenii. Așa. Și specialiști din Germania spun că se așteaptă în continuare la alte opriri temporare, în condițiile în care nici Rusia nu mai livrează materii prime pentru catalizatoare și baterii. E, ghinion, nasol, asta e, trecem pe electrice, bă, baterie, zis? Da. De 12 volt. Băi, deci... Nu, chiar, ceva materiale așa. Prime pentru baterii. Apropo materii de cum se spune, se spune Ucraina, că așa zic și ei, da. Ucrainii și așa mai departe, și m-am mai învățat o chestie din demența asta. Când eram copil, am învățat că zice Ucraina. Da, e greșit. Și mai e o chestie pe care am învățat-o cu toții și care e greșită. Sau e greșită din perspectiva ucrainenilor, până la urmă. Kiev. Ai văzut că Kiev e în limba rusă. Și okay. În ucraineană e Kiev. Kiev, de fapt, ca să... Kiev. Ah. Așa, deci, în teorie, dacă vrei să-i spui pe limba de acolo, îi spui Kiev. Asta este capitala Ucrainei. Păi, men. Da. Vreau să-i văd pe ei. Eu vreau să-i văd pe ei, eu vreau să-i văd pe ei înapoi în țara lor să fie bine. Asta exact, vreau da. Să-i văd exact. Și după aia vedem noi cum îi spune capitala. Promit că-i zic, Kyiv de acum înainte doar să fie bine. Cine mai zice București? Da. Dar vorba lui Meșter. Mai întâi să, în fine, să fie bine și apoi să se întoarcă în Ucraina la Kyiv.
Și după aia să-i spună, hai mă, spuneți voi București cum trebuie. Da, da, asta să fie problema, practic. Da. Nu zic că ea bine București, știi da, ce da, zic? Și nici noi bine Kiev. Asta, da, Kiev. Exact. Da. Acestea fiind spuse, să ne vedem cu bine peste 2 săptămâni, în speranța că ne vedem cu bine în 2 săptămâni. Și mulțumim cu toate partenerilor de la serverconfig.ro care susțin acest podcast, în ciuda tuturor indiciilor care arată că... Din ultimele 30 de episoade. Din ultimele 30 de episoade, da, din toate episoadele pe care le-am făcut până acum. Vă mulțumim vouă că ne urmăriți, like, subscribe, am zis bine acum? Ai zis live? Like și subscribe canalului Autocritica pentru că se vor întâmpla lucruri frumoase aici. Mersi Chibule, mersi Show. Mersi Meșter, mersi. Mulțumim, mulțumim. Mersi domnul Dobrescu, din Dobrescu. Spate de la butoane, de la manetuță, domnul de la manete. Omul cu varul. Da, domnul de la manete. Zici că zici că încheierea primului sezon. Da, asta vreau să zic. Da. Închei multe chestii. Creditele. Hai, gata. Gata, închide, gata, nu mai. Pa, ciao. Ciao.